Salut băieți, ce mai faceți? Numele meu este Webster, iar în acest videoclip o să vorbim despre 10 misiuni secrete pe care toată lumea le-a omis în GTA 5. Chiar dacă GTA 5 a fost lansat în 2013, aproximativ acum 6 ani, este încă în mod constant printre cele mai cumpărate și mai jucate jocuri din lume. Un motiv pentru care popularitatea continuă a jocului este gama largă de misiuni secrete și easter egg-uri pe care un jucător le poate găsi în joc. Dincolo de povestea principală și orele de joc cu comunitate online, în GTA 5 se află o mulțime de lucruri de făcut pe hartă. În ziua de azi încă mai sunt descoperite lucruri noi de către jucători, așadar am aruncat o privire și am selectat 10 dintre misiunile secrete pe care aproape toată lumea le-a omis. Nuclear Waste, o zonă din GTA 5 care poate fi adesea trecută cu vederea, este cea subacvatică. Acest lucru este de înțeles deoarece poate fi dificil să navigați pe acolo și este atât de vast încât poți să stai ore în șir să explorezi oceanul. Cu toate acestea, există o misiune secretă destul de tare care poate fi găsită acolo cu utilizarea unui submarin util. După finalizarea misiunii de Meriwether, Haze devine disponibilă opțiune pentru achiziționarea Dock Collection Sonar. Odată cu opțiunea cumpărată, ea vine cu un submarin. După ce l-aveți, puteți începe să căutați cele 30 de butoaie de deșeuri nucleare răsfrânte pe malul orașului. Obținerea tuturor butoaielor îi face jucătorului $250.000, ceea ce este destul de bănos. The Hangover. Este greu de imaginat deoarece jocul este încă atât de relevant și astăzi, dar când a apărut GTA 5, franciza Hangover era încă proaspătă. Deci are sens că ceva legat de film a fost inclus în joc. Există un punct în care vei întâlni un bărbat în lejerie legat de un stâlp. La investigații suplimentare, descoperiți că scena este urmarea unei petreceri de burlaci care a plecat spre sud. Din fericire, îl poți ajuta pe acest sărman să ajungă la nunta lui doar în porecla timpului, care este practic o scenă de chiar din The Hangover. Reacția lui când ajunge la nuntă este grozavă și dacă te-ai hotărât, poți să-i spui le capăt suferinței înainte de a spune da. Armored Truck Robberies. Poate că ideea de vâna articole sub apă sau de a merge la o nuntă nu va atrage. Poate ești un jucător care iubește acțiunea. Rockstar s-a asigurat că există multe lucruri de făcut în jurul Los Santosului. De exemplu, de fiecare dată când observați un camion blindat prin preajmă, îl puteți jefui. Nu trebuie să fii într-o adevărată misiune pentru a scoate ceva bănuț de genul acesta. Tot ce ai nevoie sunt niște explozibile, deoarece asta este singura opțiune pentru a arunca ușile din spatele camionului. De acolo este o luptă împotriva gărzilor, care nu vor merge nepăsători fără o luptă cinstită. Odată ce sunt expediați, banii sunt ai tăi. Luați în considerare acest mod interesant de a câștiga bani în plus, ușor în joc. Cannibals. Adesea poate exista un sentiment înfiorător în lumea GTA 5. Acest lucru vine mai ales atunci când începi să explorezi secțiunile mai profunde ale hărții, lucrurile care nu fac parte din rutina ta zilnică. După ce misiunea Nervous Run este finalizată de Trevor, aceasta deschide o călătorie sălbatică a unei misiuni secrete departe de civilizație. Un cult din Blaine County caută suflete pierdute în schimbul banilor și primești un text care să te ajute. Când o faci, niște NPC-uri random se spawnează prin preajma ta doar pentru a afla că sunt canibali. După 4 ofrande, cultul se întoarce asupra voastră și trebuie să vă luptați în calea către siguranță. Numai că evadarea este palpitantă, dar puteți ridica serviete care conțin $25.000. Space Vehicle. Acesta este unul de care mulți jucători încă nu știu. Toată lumea știe că există tot felul de vehicule disponibile în joc, dar Space Docker ar putea fi cel mai tare. Cu siguranță este cel mai neplăcut, adevăratul fapt este că ai nevoie de ceva timp pentru a obține tot ce este necesar, astfel încât mașina să devină o realitate. Călătoria începe în timpul misiunii Pharaoh, Stranger și Frex, pe care o vei găsi atunci când joci cu Franklin și alergi spre Omega, care spune că a fost răpit de străini. De acolo începeți o căutare pentru 50 de piese pentru nave spațiale. Când le regăsești pe toate, Omega le folosește pentru a crea Space Docker. Cel mai bun lucru din toate minutele pierdute este că ajungi să păstrezi mașina. Alien Fight. Lipind tema spațiului, trecem la unul dintre cele mai ciudate lucruri care se pot întâmpla în GTA 5. În această situație, în loc să lupți cu alți criminali sau polițiști, faci o luptă cu extraterestri. Misiunea trebuie să fie declanșată de Michael, care poate găsi un activist numit Barry în jurul Pear Square, în zona centrală a jocului. Barry îl convine să tragă câteva fumuri din jointul lui și îl trimite pe Michael într-o călătorie cu păsări și multă sălbăticie, provocându-i halucinații. Viziunile de coșmar prezintă o mulțime de extraterestri care se nează de nicăieri. Pentru a vă distra, sunteți echipa cu un minigun și o muniție nelimitată. Asta înseamnă că este un război între jucători și acești extraterestri, care este de fapt doar o luptă imaginară. Join a cult. Există un pic din fiecare lucru în GTA 5, care include sigur și culturile. Pentru a avea acces la această misiune, trebuie să joci ca Michael și să navigați pe internet. Căutând site-ul web al programului Epsilon, faceți un sondaj destul de rapid care pare destul de inofensiv, dar după ce faceți acest lucru, pe hartă apare o pictogramă cu un semn de întrebare. Acest marker declanșează prima dintre cele 8 misiuni referitoare la programul Epsilon. Cultul este unul destul de distractiv, deoarece aceasta practică furtul mașinilor și alergarea prin deșert. Există înțelepciunea prin care ajungeți să le donați peste $75.000 în timpul acestor misiuni.
Răbdarea este esențială, doar ce misiunea finală vă asigură livrarea unei mașini care conțin 2 milioane de dolari. Poți pur și simplu să scapi cu banii și să te găsești mult mai bogat, dar fii sigur că atunci când vei mai fi prin deșert, nu prea o să scapi atât de ușor. Murder Mystery. În acest joc puteți juca ca un polițist, șofer de taxi, proprietar de afaceri și o mulțime de alte lucruri, dar probabil că nu știai că poți ajuta la rezolvarea unei crime. În urma misiunii Repossession, fiecare dintre personaje poate începe să strângă fragmente de scrisori localizate pe artă, funcționează similar cu părțile navelor spațiale menționate anterior. Cele 50 de scrisori se combină pentru a ajuta jucătorul să afle despre uciderea cuiva pe nume Leonora Johnson. Franklin cintește scrisoarea și atunci ea te indică în direcția criminalului Peter Dreyfus. Deși nu există nicio recompensă pentru asta, jucătorul poate merge la casa lui Peter din Vinewood și să-l confrunte cu privire la ce a făcut. Thelma and Louise. În timp ce acest lucru tehnic nu funcționează ca o misiune, este ceva cu adevărat foarte grozav. Spre partea de nord a hărții din jurul Rayton Canyon se întâmplă ceva cu special. În fiecare zi, între orele 19 și 20, o mașină decapitabilă care poartă două femei cu chitare și cu un sombrero în scaunul din spate zboară de pe o stâncă în timp ce polițiștii vreau să prindă mașina. Este exact scena de la sfârșitul filmului Thelma și Louise, în timp ce includerea este doar un easter egg, le puteți salva de fapt. Cu acces la un elicopter sau doar cu capacitatea de a fi cu adevărat rapid, le puteți bloca calea. Le salvează viața, dar doamnele sunt departe de a fi recunoscătoare pentru asta. Hunt Sasquatch. Dacă nu știți această misiune, am prezentat-o într-un videoclip vechi. Dacă vreți să-l vedeți, apăsați pe info cardul de mai sus. Această misiune este atât de rară încât este nevoie de o notă de finalizare de 100% pentru a o accesa. Cu rolul lui Franklin, această misiune este cunoscută sub numele de The Last Stone. Un semn de întrebare va apărea pe hartă undeva în Renton Canyon. Acolo te angajezi cu vânătorul de Sasquatch care te recrutează pentru a ajuta să găsească fiara numită Bigfoot. Asta e extraordinar, pentru că provine dintr-un zvon faimos din GTA San Andreas, care Sasquatch-ul era undeva pe hartă. De fapt, nu durează prea mult timp pentru a găsi această misiune, dar când o faceți veți găsi un sfârșit surpriză minunat pe care nu-l vă strica aici. Dacă vreți să-l vedeți, apăsați pe ul de mai sus a ecranului. Acesta a fost și videoclipul de astăzi în care v-am vorbit despre misiunile secrete din GTA 5. Dacă mai vreți GTA 5 pe canal, apăsați pe butonul de like pentru a mă susține și dacă nu vreți să ratați cel mai nou videoclip de pe canal, v-ați sfătuit să apăsați pe butonul de subscribe și cel mai important este să activați notificările apăsând pe clopoțel. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă salut!